Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și încă o poveste de Halloween așteaptă să fie citită. Se numește Fantomița care voia să fie prietenă. Într-un orășel mic, toți copiii așteptau cu nerăbdare Halloween-ul. Printre ei era și Sara, o fetiță curajoasă și mereu gata de joacă. Anul acesta însă, cineva nou își dorea să participe la sărbătoare. O fantomiță micuță, pe nume Fifi, care locuia într-o casă veche de la marginea orașului. Fifi era o fantomă prietenoasă, dar fiind mai timidă, își petrecea nopțile singură, uitându-se de departe la copiii care se jucau. Deși visa să aibă prieteni, se temea că toată lumea o va respinge, pentru că era o fantomă. În seara de Halloween, Fifi și-a făcut curaj să iasă și să meargă în oraș. Ajunsă în centrul orășelului, i-a văzut pe copii adunându-se în grupuri, spunând glume și râzând. Fifi s-a apropiat încet de Sara și i-a spus cu o voce stinsă: "Salut! Pot să fiu prietena voastră?" Sara a fost surprinsă, dar zâmbind cald i-a spus: "Sigur că da! De ce să te temi? Ești o fantomă foarte drăguță!" Ușurată, Fifi a zâmbit larg și și-a făcut curaj să le spună tuturor povești amuzante din casa ei veche și misterioasă. Copiii au fost fascinați de poveștile fantomiței și au descoperit că, deși diferită, Fifi era la fel de doritoare să se joace și să fie prietenă cu toată lumea. În acea noapte, fantomița a avut parte de prima ei seară cu adevărat magică și de noi prieteni care au învățat că prietenia nu ține cont de înfățișare sau de cine suntem, ci de cât de deschiși și buni suntem unii cu alții. Morala: nu judeca pe cineva după înfățișare. Prietenii adevărați ne acceptă și ne apreciază pentru ceea ce suntem cu adevărat. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă îmbrățișez și vă doresc un Halloween magic!